Universitatea Ștefan cel Mare extinde grădina botanică din campusul 2 de la Moara. Dacă anul trecut au fost plantați 350 de arbori, anul acesta studenții de la Facultatea de Silvicultură au plantat aproximativ 500. Echipa noastră a plantat 5 copaci. De ce participați la această acțiune? Facem parte din subgrupa Facultății de Silvicultură și am venit ca să ajutăm România pentru un viitor mai bun. Cum se plantează corect un copac? Să punem groapa cât mai mult. Trebuie săpată, să ne lăsăm cam vreo 20 de centimetri de la sol în sus, să-i facem un șanț în marginea lui pentru a strânge apă vara. Cam atât. Cum trebuie să fie solul? Trebuie să fie măcinar, să nu fie bulgări mari de pământ. Contează și anotimpul? Da, se plantează mai mult primăvară și toamnă. Arborii plantați sunt din speciile brad molid, larice mesteacăn, tei pucios, plop alb, salce alb și paltin de munte. Acțiunea de plantare s-a desfășurat în cadrul lucrărilor practice ale studenților. Proiectul este coordonat de șeful de lucrări, inginer dr. Cezar Valentin Tomescu. Acesta este cadru didactic la Facultatea de Silvicultură din cadrul Universității Ștefan cel Mare. Pe ce suprafață se va întinde grădina botanică a Universității Ștefan cel Mare și când va fi gata? Din cele 30 de hectare alocate pentru Campus 2, grădina botanică va ocupa aproximativ 18 hectare. Noi am început de anul trecut cu primii 350 de arbori de diferite talii pentru a contura aici în sectorul vegetației României, ce spuneam adineauri, principalele tipuri de păduri, iar ca termen de execuție, să știți, la o grădină botanică se plantează tot timpul. Deci, practic, noi, să zicem așa, optimist, cam 10 ani trebuie să plantăm puternic ca să înceapă să se vadă ceva în urmă. Condiția principală este să plantezi. Nu plantezi, nu ai. Dacă ai plantat, timpul trece, plantele cresc și încet, încet se va contura ceea ce vrem să facem aici. Dar se va lua sector cu sector, pe măsură ce se dezvoltă. Va fi o grădină botanică împărțită pe sectoare, așa cum presupune organizarea unei grădini botanice, cu sector ornamental, cu grădină franceză, cu rozarium sau colecția de trandafiri, sectorul flora globului, sectorul sistematic, sectorul didactico-experimental în care studenții pot veni și aplica lucrurile învățate în teorie, în practică, cu o mini-pepinieră, cu solă de repicaj, cu tot ce presupune respectivele materii la care se învață aceste lucruri. Și bineînțeles, va fi deschisă publicului atunci când se va dezvolta suficient de bine și vor fi amenajări așa cum găsim în orice grădină botanică, cu bănci, cu locuri de joacă, cu acces. Pe de altă parte, Universitatea Ștefan cel Mare va începe amenajarea celui de-al doilea acoperiș verde. Covorul de iarbă va fi amenajat pe acoperișul sălii de sport din campusul 1.